Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Schnecker, avem o ediție de mare excepție în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Continuă scandalul din coaliție și am trecut la faza de război cu toate cuțitele pe masă. Alianța este în aer și încep să se audă și voci ce vorbesc despre ruperea guvernării. Vă arăt care este riscul să rămânem fără guvern înainte de valul de alegeri. Veți auzi un lider de seamă, seamă de politică, să zic așa, un greucean, care amenință, citez, ori rupem hamul, ori moare calul. Am încheiat citat. Vă spun care sunt ultimatumurile date la vârful coaliției pentru Cotroceni, săgeată Cotroceni. Veți vedea și care este alianța ce ar putea lua cel mai mare procent la alegeri. Îl aduc pe fostul premier Victor Ponta, care vorbește despre noua coaliție. Și ca să fie masa completă, vă arăt și un lider PNL care ia în calcul unirea cu partidul Haul. Vă prezint și atacurile care destabilizează România înainte de alegeri și vă arăt războiul hibrid lansat de ruși, care a lăsat zeci de spitale paralizate. Ministrul digitalizării vine chiar aici la cheia zilei în studioul România TV să discutăm despre sisteme cheie digitale, cum ar fi e-facturare, ca să înțelegeți mai pe simplu la ce ne referim, și care sunt blocate sau merg cu vai mama lor, ceea ce, evident, îi înfurie pe toți românii. Vă arăt și dublarea facturilor la energie și veți vedea notificări primite de clienți la prețuri exorbitante și vă spun în ce afaceri intră Liviu Dragnea. La 131 de zile de război în Israel vă prezint extinderea conflictului după ce Israelul a început să bombardeze masiv Libanul. Iar la final, vă arăt disperarea drogaților care au ajuns să fure fiole din spital. Veți vedea că este alertă majoră și vă spun cine a avut acces la seiful cu substanțe. Toate acestea într-o ediție de mare excepție a cheii zilei care începe chiar acum. Vorbim de coaliție, de comasare, de certuri, se ceartă toată ziua, bună ziua. Numai asta auzi, că se ceartă în coaliție și nu se înțeleg în coaliție. Au ajuns la punctul la care se aud deja voci care încep să spună, domne, ruperea coaliției nu este chiar, nu e exclus, zice. Așa e citatul, nu este exclusă ruperea coaliției. Dar Mădălina Petre are toate detaliile. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit tuturor! Lipsa unei înțelegeri între liderii coaliției privind comasarea alegerilor va duce cel mai sigur la ruperea guvernării. Deja se poartă discuții în acest sens în Partidul Național Liberal, iar liberalii i-au și amenințat pe socialdemocrați. Surse de la vârful PNL ne-au dezvăluit că în cadrul discuției pe care au avut-o cei din PNL cu cei din PSD, bine, liberalii le-au spus partenerilor de guvernare că dacă nu se ajunge la un numitor comun în privința alegerilor, atunci coaliția de guvernare se va rupe. Mai multe, liberalii vor începe imediat după alegerile europarlamentare negocierile cu celelalte partide de pe partea dreaptă a scenei politice, astfel încât să construiască o alternativă la Partidul Social Democrat. Acesta este scenariul în lipsa unei înțelegeri în coaliția de guvernare. Până atunci însă, vineri are loc o ultimă discuție, liderii PSD și cei ai PNL se vor așeza din nou la aceeași masă și vor încerca să se pună de acord pe comasarea alegerilor. Am obținut și noi mandatele cu care se va merge la această discuție, potrivit unor surse politice. Liderii PNL vor propune inclusiv să se facă o alianță pentru prezidențiale. Acolo ar trebui specificat faptul că va exista un candidat al alianței PSD-PNL la scrutinul prezidențial, iar acest candidat va fi desemnat în funcție de cifrele din sondaje. La polul opus, liderii Partidului Social Democrat nu sunt de acord cu această variantă și din nou socialdemocrații vor încerca să își impună propriul candidat, dar care să fie susținut și de PNL. Ei bine, la cum se conturează toate aceste discuții, cel mai probabil liderii coaliției de guvernare nu vor reuși nici vineri să ajungă la un numitor comun.
Da, Mădălina, mulțumesc foarte mult. Alături de mine astăzi deputatul Forța Dreptei Alexandru Cociș și deputat PSD Oana Florea. Bun găsit amândouă. Bună seara, bine v-am găsit. Doamna Florea, vă aduceți aminte când vă ziceam eu anul trecut, când o tot dădeați cu domne să mergem, să fim prieteni, să facem, să meargă coaliția, și eu vă ziceam, domne, am și eu o zi de experiență în politică, nu mai mult, una, dar în ziua aia am învățat că n-ai cum să te pupi la un colț și să te înjuri la celălalt. Adică, în alte cuvinte, vă spuneam, domne, n-ai cum să guvernezi împreună și în același timp să faci campanie separat, doar dacă vă uniți. Și îmi ziceați atunci, nu e adevărat, că țara, că țara, că țara, țara. Știu exact ce ziceam. Ce contează? Noi discutăm pe bune de interese de partid. Hai să fim cinstiți. Hai să dăm țara deoparte și să fim cinstiți cu prietenii mei de la Cheia Zilei și să le spunem, dom'le, e vorba de ce merge mai bine electoral pentru fiecare partid. De acord? Da și nu. Și explic, pe, da, dacă-mi permiteți. Pe, și explic dacă-mi permiteți. Deci eu mi-amintesc discuția noastră și eu pot să respect exact ce am zis atunci pentru că mi-amintesc. Am spus că suntem într-o coaliție la guvernare, dar suntem competitori electorali. Asta am spus și așa ce, și este și în prezent. Este valabil și prezent. Acum, desigur, dacă ne uităm în media, vedem că încă din 2022 lideri PNL vorbesc de această comasare. Repet. Se poate observa că PNL a vorbit despre asta, nu PSD. În momentul ăsta... Comasarea între europarlamentare și, și locale, asta, da? Da, da. De asta vorbim? În momentul ăsta, okay. PSD... Dar am înțeles că nu aici ai cuiulul PPL. Cuiulul PPL e la restul calendarului. Că aici am înțeles că sunteți amândoi ok. În momentul ăsta, PSD este pe primul loc în sondaje, este concentrat pe guvernare și este conștient că rezultatul alegerilor nu depinde de cum comasăm, ci de cum guvernăm. Acum, este normal să cerem un calendar clar al alegerilor până la sfârșitul acestui an, nu etapizat, ca oamenii să știe exact la ce să se aștepte. De acord. Dacă PNL, o fi adevărat, nu o fi adevărat, ce știți dumneavoastră, știu și eu, altceva nu știu, amenință cu ieșitul de la guvernare, n-are decât să iasă. Am, l-am nu auzit ține la, nimeni. L-am dar auzit știți? La RFI, nu, ca să nu credeți că dau aiurea. Deci, la RFI, vorbind de un post de radio de masă, da? Deci, RFI. Da. La RFI l-am auzit pe Daniel Fenechiu, întrebat punctual, domne, ce se întâmplă? Care este problema? Și el a spus, citesc sau parafrazez, zice, domne, dacă nu vom cădea de acord pe ceea ce înseamnă comasarea la europarlamentare cu locale, s-ar putea să se creeze o cantitate suficientă de oameni în PNL care să decidă să rupă coaliția, să iasă de la guvern. Nu, care să ia măsuri. Și a fost întrebat, asta înseamnă ruperea coaliției la guvernare? Și răspunsul a fost, nu este exclusă. Am parafrazat cât se poate de corect, ca să vedeți că vă zic și de unde e sursa. Am înțeles. Deci, concluzionez. Nu îi ține nimeni, dar vor răspunde în fața electoratului pentru instabilitatea politică pe care o creează într-o perioadă în care războiul nu s-a terminat. Și sunt responsabil de această guvernare. Așa cum USR, no, după ce imediat termină, stați-mă, vă rog să-mi duc ideea la capăt. Așa cum USR a scăzut în sondaje după ce a plecat de la guvernare, când a dat de greu, probabil că și PNL va avea aceeași soartă dacă decide, în mod intempestiv, într-un an greu, și cu conflict la graniță, și eu insist pe acest lucru, pentru că, din punct de vedere al securității regionale, nu stăm bine, știți că azi în Marea Neagră au avut atacuri, loc atacuri cu dronă. Deci și PNL va suporta consecințele deciziilor pe care le ia. Eu aș prefera, să știți că eu aș prefera și termin. Ascultați-mă puțin. În următoarele trei zile, nu, am ascultat, acum vă mai zic că vă mai întreb și eu. În următoarele trei luni, pardon, guvernul funcționează, merge înainte, războiul, din păcate, merge înainte,
nu se destabilizează atât de rău. Problema e alta. Problema este de ce până la urmă țineți că dacă PNL-ul iese, chestia asta cu scade în sondaje ca USR-ul, e posibil. Pe de altă parte, imediat mă duc la domnul Cociș să întreb ce se întâmplă dacă în genunchi mă întorc la tine, nici pe prânci nu te primesc. Dar punând deoparte această întrebare, indiferent de PNL, PSD-ul va avea două probleme. Unu, problema cea mai mare va fi, indiferent ce se întâmplă cu PNL-ul, dacă PNL-ul scade în sondaje, AUR crește în sondaje și atunci vă veți trezi după alegeri că trebuie să faceți coaliție cu ei, că nu veți avea cu cine altcineva, sau B, scade și PSD-ul în sondaje și atunci o luăm de la capăt. Să știți că PSD nu are în momentul ăsta decât o singură problemă. Cum să guverneze bine? Atât. Dacă PNL vrea să vorbească de comasare și mai puțin de ceea ce face la guvernare, e strict problema lui. Pentru că oamenii vă pune ștampila în funcție de rezultatul alegerilor, nu de cum ne comasăm. Știți? Vă respect întru totul și totuși nu pot să nu vă atrag atenția. Dacă aceasta ar fi problema, dacă subiectul PSD-ul ar fi, bă băieți, știți care e treaba? Dați-o naibii de comasare, pe noi ne interesează guvernarea și nimic mai mult. Atunci n-ar exista discuția sau contrapropunerile sau discuțiile majore pe președinte. Corect. N-ar exista pe restul calendarului. Deci hai, ce dar, Doamne iartă-mă, o dăm de... Pentru noi este bine în orice variantă, noi suntem pregătiți să mergem în alegeri în orice variantă. Problema nu e la noi, problema e la PNL. Sunt de acord și PNL-ul spune că problema e la noastră, deci în alte cuvinte ne pregătim și de posibilitatea lucrurilor guvernării. Depinde de cât de tare ați reușit să încălecați PNL-ul și s-ar putea să nu-l fi încălecat întru totul. Domnule Cociș, vorbeam de un film din copilăria mea care se numea În genunchi mă întorc la tine și era pe atunci o glumă, nici pe brânci nu te primesc. Dacă PNL-ul rupe guvernarea și vine la dreapta unită și spune, băieți, acum faceți polul în jurul meu, devin eu Buricu, că-s al mai mare frate, și vă încolonați în jurul meu. Ce zice Dreapta Unită? Bun, un prim pas decent prin care să-și asume greșelile făcute ar fi să rupă această coaliție, într-adevăr. Doar că nu este suficient. Și doi, nu ai cum să pretinzi să fii liderul unui pol de dreapta autentic după ce ai stat până ieri alături de PSD 2 ani și aproape jumătate la guvernare. Este stupid să poți să crezi că poți păcăli pe cineva. Eu cred că e un prim pas pe care ar trebui să-l facă, să rupă coaliția de guvernare și eu cred că ar putea exista discuții, dar abia după ce se face o curățenie internă la vârful leadership-ului PNL, adică toți cei care au fost de acord. Scuzați-mă o secundă, trebuie să mă opresc. Vali Pârvu, producătorul meu, îmi spune că avem un breaking news. Te rog, Vali. În sectorul 4 al capitalei, o femeie a dat cu... Nu, un bărbat a dat cu benzină sau cu aprinzător ceva pe soția sa și pe soacră. Suntem de Sfântul Valentin. Cristina Mihailescu este acolo. Bun găsit, Cristina. Ce s-a întâmplat? Bine v-am găsit, un incident absolut șocant. Bărbatul care se despărțise de concubina lui aproximativ acum 3 săptămâni a decis să se răzbune. A venit la locuința acesteia din sectorul 4, a stropit-o cu benzină și apoi i-a dat acestea foc. Mama femeii a intervenit pentru a stinge flăcările care o cuprinseseră pe fica ei și aceasta a fost rănită și văzând cele întâmplate, realizând ceea ce a făcut, bărbatul s-a stropit și pe el cu benzină și ulterior și-a dat foc. El a avut cel mai mult de suferit pentru că rănile suferite sunt de aproximativ 90% din suprafața corpului. Sunt șanse mici de supraviețuire, iar medicii sunt rezervați în acest moment. Înțelegem că starea femeilor de sănătate este una mult mai bună pentru că acestea sunt conștiente și cooperante.
Toți trei au fost transportați la spital de urgență, spitalul Bagdazar, Floreasca și spitalul de Arș, însă oamenii legii sunt în continuare la fața locului și fac cercetări de amploare. Vedem că și această zonă a fost înconjurată cu o bandă de siguranță și nici măcar apropiații chiar încearcă acum să discute cu oamenii legii, nu sunt lăsați să se apropie. Sunt și procurorii veniți la fața locului pentru că vorbim în acest moment de o tentativă de omor. Da, așa se întâmplă, asta e România reală. Asta e ce se întâmplă în timp ce noi avem treburile noastre. Da, asta e, trebuie să facem și politică, căci altfel nu se mișcă lucrurile. Fostul prim-ministru și fostul președinte al PSD-ului, Victor Ponta, face o comparație, pentru că s-a tot vorbit apropo de faptul de, domne, facem cum a fost pe vremuri USL, facem USL 2.0. Victor Ponta, care totuși el a făcut USL-ul cu Clina Antonescu, adică vorbim de o treabă făcută, face o comparație foarte interesantă. Ascultați-l. Ce să spun? Sigur că USL a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat în ultimii 15-20 de ani în politică. De ce? Pentru că atunci când am pus împreună PSD-PNL, am pus împreună Clina Antonescu-Victor Ponta, România era condusă de Traian Băsescu și de un PDL care nu performa. Eram într-o criză economică cu salarii, pensii tăiate și cu taxe crescute și oamenii nu mai aveau nicio speranță. Din acest punct de vedere, am făcut un lucru bun atunci. Acum, vă dați seama, mă bucur dacă PSD, PNL își pun forțele împreună, dar ei nu sunt în opoziție, sunt la putere. Ei nu se luptă cu președintele, sunt ai președintelui. Important e ca din această concentrare de forțe să vină o guvernare mai bună, să vină măsuri mai bune. Că dacă e doar o împărțire de putere și practic îi omoară pe toți ceilalți, că n-are nimeni nicio șansă în fața PSD-PNL aflați la putere, atunci cred că avem toți de pierdut. Dacă ei își pun forțele împreună, deși sunt la putere, repet, nu se luptă cu nimeni, ca să guverneze mai bine, ca să modifice Constituția, ca să schimbe structura administrativ-teritorială care e făcută de Ceaușescu în 68, Doamne ajută! Dacă e doar o împărțire așa de funcții, nu o să ne fie bine nici lor, nici nouă. Da, îl vedeți pe premierul Marcel Ciolacu, s-a întâlnit cu primarul Romei, este în Italia, venit de astăzi de pe la prânz, este ședință comună de guvern între Guvernul României și Guvernul Italiei, care va avea loc mâine și tot mâine va avea loc în marja acelei ședințe de guvern comune, va avea loc și un forum economic. Premierul a plecat cu 35 de companii românești după el. N-a plecat singur. 35 de companii românești. E, de asemenea, s-a întâlnit cu marele maestru al Ordinului de Malta mai devreme astăzi, imediat după ce a sosit în Roma, și de asemenea va avea o audiență privată tot mâine după ședința de guvern cu Papa Francisc. O audiență privată pentru care Papa, atenție, și-a eliberat calendarul, așa a venit mesajul de la Sfântul Scaun, că și-a eliberat calendarul suveranul pontif pentru a-l primi pe premierul Marcel Ciolacu. Repet, imaginile de la Roma, va fi la Roma până mâine, mâine seară, imediat după forumul economic, se întoarce în țară. Alături de el, vreau doar să mai spun o vorbă, alături de el sunt ministrul transporturilor, ministrul de externe, ministrul justiției, apropo de fugarii pe care îi avem în Italia, ministrul economiei, deci a plecat și cu guvernul pentru că, repet, ședința comună de guvern. Ne întoarcem la ouțele noastre, cum ar veni, și vorbim de ceea ce spunea Victor Ponta, doamna Florea. Are dreptate. Are dreptate Victor Ponta, pentru că, până la urmă, această, dacă deja e să vă împreunați într-un fel mai tare, adică să aveți un candidat comun la prezidențiale. Aici deja mesajul este extrem de puternic și într-adevăr vă îndreptați către un USL 2. Dar el are sens
dacă ați fi discutat până acum de modificarea Constituției, de modificarea teritorială a României, lucruri de care nu s-a vorbit până acum? S-a vorbit, doar că atunci când am venit noi la guvernare, a fost criză peste criză peste criză. Război, energie, post-pandemie, etc. Crize peste tot în lume, proteste, toată ziua etc. Criză. Da, în momentul în care ai o criză de care trebuie să te ocupi, amâni. Atunci faci reformele, când ai criză. Dar, Victor Ponta are dreptate cu privire la un aspect. La noi în România, și nu numai în România, cred că în orice țară, în acest moment, în orice țară europeană, nu există partid care să aibă 50% la alegeri. Deci, în mod clar, trebuie să făcute alianțe, după aceste alegeri, trebuie să făcute alianțe. Dacă, într-adevăr, USL a fost o necesitate creată împotriva unui element comun, respectiv Traian Băsescu... Nu era numai omul. Băsescu crease un sistem. De acord. Și 100% de acord. USL-ul se lupta cu acel balaur, cu statul subteran. În opinia mea, având în vedere și chiarul politic actual, într-adevăr, alianța care are cele mai mari șanse este, într-adevăr, PSD-PNL. Cu un program de guvernare coerent, cu măsuri bune pentru români, care să ofere cetățenilor, atunci când pun ștampila, să ofere o variantă viabilă și un rezultat bun pe următorii ani. Așa văd eu o construcție politică sănătoasă. Eu vă zic, e mai mult politica, este mai mult pentru partide. Breaking news. Vă spuneam la începutul emisiunii că îl vom avea în direct aici la România TV, aici la cheia zilei, pe ministrul digitalizării Bogdan Ivan. Bun găsit, domnule ministru! Aș vrea să începem discuția noastră cu un material, de fapt cu un raport pe care l-a pregătit colegul meu Costi Soare, apropo de loviturile hibride pe care le încasează în continuare, apropo, nu s-au terminat în România. Costi Soare, bun găsit! Bună seara, bun găsit tuturor! În această perioadă au loc mai multe atacuri cibernetice în România. Am văzut deja că sunt foarte multe spitale din țară care au fost ținta acestor atacuri atribuite unor grupări pro-ruse. De multe ori, administratorii spitalelor au decis să întrerupă internetul în incintă pentru că nu puteau fi oprite aceste atacuri. S-a cerut și o recompensă de 160.000 de euro. Însă, ceea ce este extrem de grav este faptul că, iată, avertizările făcute în urmă cu câteva luni de reprezentanții autorității de stat, și anume că vor exista astfel de atacuri cibernetice, se adeveresc. Mai mult decât atât, în perioada alegerilor ne-am putea confrunta cu situații mult mai grave, pentru că spun reprezentanții statului că ar putea fi vorba despre o tentativă a Rusiei de a destabiliza statul român, de a decredibiliza instituțiile statului și măsurile de securitate. Războiul cibernetic este una dintre manevre folosite în astfel de situații. La fel s-a întâmplat și atunci când a început războiul cu Ucraina. Da, mulțumesc foarte mult, Costi, domnule ministru. Problema este în felul următor. Avem peste tot în lume atacuri. Noi suntem însă o țară care ne lăudăm cu IT-știi aproape cei mai buni. Ne lăudăm cu aproape cea mai mare viteză de internet. Ne lăudăm cu faptul că suntem super șmecheri în tot ce înseamnă IT. Și când colo avem Parlamentul care încă funcționează în multe calculatoare cu Windows 7, avem atacurile în spital care blochează efectiv spitalul. Producătorul meu, Vali Pârvu, vorbea cu mine înainte de emisiune, spunea, și dacă atacul e într-un spital SRI și extrage baza de date cu agenții SRI acoperiți, ce face statul român? Cum ne apărăm? Sau SIE? În primul rând, bună seara tuturor și dumneavoastră. E o temă extrem de importantă și mă bucur că este pe agenda dumneavoastră astăzi. A spus foarte multe adevăruri până acum, și anume faptul că România, da, este una dintre țările care are un brand în această direcție a noilor tehnologii,
a securității cibernetice numărul 1 în Uniunea Europeană în privința vitezei internetului pe rețeaua de broadband. Avem calitățile astea extraordinare. Pe de altă parte, nu există sistem care să nu poată să fie la un moment dat... Care favorizează hackerii acum. Astăzi, în fiecare zi, din 1 ianuarie 2024 până astăzi, România are între 25.000 și 50.000 de atacuri cibernetice pe zi. Da, a fost unul care a funcționat la Camera Deputaților, pentru că în medie 93% din atacurile cibernetice care își ating ținta au ca și cauză o anumită eroare umană. Ce înseamnă anumită eroare umană? Înseamnă că cineva dintre cei care aveau acces în acest sistem, fie că au accesat un mail personal pe un laptop al instituției și acolo au apăsat pe un link care era infestat cu un program malware. În clipa respectivă s-a deschis ușa pentru orice hacker care vrea să vină, să intre și să viruseze respectivul. Tocmai asta este, ceea ce fac hackerii. Profită de toate aceste canale și toate aceste slăbiciuni umane. Problema este că e treaba dumneavoastră ca autoritate să ne păziți. Lăsați-mă să vă răspund. Este treaba indirectă a Ministerului, că este treaba directă a altor instituții și anume DNSC, SRI și este și responsabilitatea directă a fiecărei instituții, care este condusă de către niște manageri, de către niște directori, de către niște responsabili care trebuie în primul rând să se asigure că rețeaua lor informatică este actualizată la zi, care cele mai noi software-uri, nu poți să stai cu Windows 7 care era valabil acum 10 ani să te aștepți ca să nu ai nicio problemă pe securitate cibernetică. Camera Deputaților în 2019, conducerea de atunci, nu a vrut să fie parte dintr-un program extrem de important care oferea o cupolă de securitate cibernetică pentru infrastructura critică din România. Dar e pe vrute, scuzați-mă, adică ei trebuie să vrea, e pe vrutele? Dacă e instituție de stat, e pe vrutele? Eu vă spun ce s-a întâmplat, că nu pot să-i forțez pe oameni să fie parte dintr-un proiect. Astăzi, am încă de acum 2 săptămâni. Păi dacă e pentru securitate națională, cum nu? Dăstați-mă să vă răspund, vă rog. Acum 2 săptămâni, în concomitent cu atacul de la Camera Deputaților, am actualizat legea siguranței naționale. Securității cibernetice, îmi cer scuze. Legea 58. Acum am pe fluxul de avizare un alt act normativ de actualizare a acestei legi, pentru că trăim în vremuri extrem de complicate, tehnologia s-a adaptat extrem de puternic, chiar noi venim din urmă cu cadrul legislativ și cel mai important, ai nevoie de lege, dar ai nevoie și de tehnică. Iar când vorbim de tehnică, astăzi suntem în situația în care am adus cadrul guvernamental din 2026 în 2024, în clipa în care el este implementat, o să avem și securitate cibernetică la cel mai înalt nivel. Până o să avem, cum spuneți dumneavoastră, această securitate cibernetică, noi avem războiul la ușă deja de 2 ani, adică nu este o treabă care s-a întâmplat alaltăieri și acum repede trebuie să ne apucăm. Sunt 2 ani care au trecut de atunci. România, și fac o paranteză, scuzați-mă o secundă încă. Am să vă rog, aveți microfonul cumva pe birou și când dați cu mâna în birou, se aude tot timpul ca și cum ați bate în tobe. Îmi cer scuze, sunt foarte răcit. Da, deci, sper că nu vă chinui prea tare. Da, mulțumesc foarte mult. Eu îmi cer scuze pentru starea de sănătate. În momentul de față, este adevărat, România oferă soluții de securitate cibernetică și pentru ea și pentru alte state din jur. Companiile din România oferă soluții de securitate cibernetică în situații foarte clare pentru multe alte state de pe mapamond. Da, este adevărat. Este unul din cele 25.000 de atacuri cibernetice care a reușit. În schimb, 24.999 nu au reușit. Ce e important? Ce învățăm din lucrurile astea? Astăzi, v-am spus mai devreme de cadrul guvernamental. Avem un alt proiect extrem de important pe securitate cibernetică, finanțat tot din PNRR, din fonduri europene, care deja se aplică în foarte multe instituții. Ce e foarte important și ce o să facem noi? Și deja am început să lucrez la aspectul ăsta. Împreună cu Centrul European de Securitate Cibernetică, care are sediul în București, împreună cu cei de la DNSC, SRI, MEAI,
stabilim un criteriu foarte clar în care le explicăm, cum a spus și noastră, simplu, A, B, C, cu punct și cu virgulă, fiecare șef de instituție, fiecărui administrator de sistem IT din administrația din România, fie că e minister, fie că e Consiliul Județean, prefectură sau primărie de comună sau de oraș, ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă ca să prevenim astfel de situații. Dincolo de umbrela mare pe care o asigură astăzi statul român prin instituțiile abilitate. Dar repet, au trecut 2 ani, domnule ministru, cu toată stima, 2 ani de când a început războiul, adică tot ceea ce spuneți dumneavoastră este absolut superb, numai că mie mi se par toate aceste lucruri întârziate. Adică în sensul, dacă în momentul de față, la 2 ani după începerea războiului, să fim într-un an electoral în care știm deja, avem informații de la agențiile de inteligență că România va fi supusă unui atac în perioada electorală pentru influențarea rezultatelor electorale și noi suntem, ca să zic așa, abia acum ne adunăm cumva jucăriile. Domnule Schneckers, ecuația este în felul următor. Aveți mare dreptate. Eu sunt ministru de 6 luni de zile. În timpul ăsta am actualizat legea securității cibernetice. Mai mult, avem un proiect de lege legat de deepfake și modul în care inteligența artificială cu acele videoclipuri pe care le vedem pe rețelele de socializare pot să influențeze și o să blocăm o mare parte dintre aceste videoclipuri. Am inițiat Digital Service Act, o altă lege care reglementează foarte clar conținutul care poate să fie încărcat pe platforme. Am stabilit împreună cu marile companii, Meta, Google, modul în care sunt filtrate aceste informații pentru a preveni dezinformarea în masă și acum le operăm. Strategia de inteligență artificială a României, care acum e în pasul de a fi adoptată în guvern, am lansat-o încă din septembrie. Cei de la din SUA undeva în decembrie, iar cei din Marea Britanie în ianuarie. Suntem în avangardă cu ele pentru că sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum în istoria României. Ce e cel mai bine? Aveți și pregătite mecanismele de verificare și control pentru că legea în momentul se va aplica, tocmai problema de aplicare. Începeți să construiți și aceste elemente? Este evident că le construim, că asta am pornit încă de la început. Avem deja banii prinși în bugetul pe anul 2024, încă din anul 2023. Atât în cazul nostru, în cazul ANCOM, în cazul DNSC, în cazul CNA, pentru a avea mecanisme rapide de intervenție. Ceea ce ne dorim este să ajungem ca, în primul rând, conținutul care conține deepfake, care e creat cu un soi de inteligență artificială și folosește abuziv imaginea lucrării persoane publice în România, să poată, în primul rând, să fie încărcat foarte greu. Mă refer la cele filtre care te împiedică să încarci un astfel de conținut. Mai departe, când vorbim despre un conținut care poate a trecut de acest filtru, este extrem de important ca el să poată să fie scos în cel mai scurt timp. La fel ca și în cazul zonei de criminalitate, au termen 60 de minute. Este foarte important ca să se respecte acest termen foarte scurt, să fie scos, să fie analizat în situația în care este fals să rămână afară. Dar, repet, sunt lucruri foarte este extrem de important, este foarte important ca să fim... N-au făcut acest lucru până acum. Este foarte important ca să fim păziți. Este foarte important, domnule ministru, ca să fim păziți. Este foarte important și din punct de vedere al războiului și din punct de vedere al actului democratic de alegeri pe care le avem anul acesta. Dar, repet, poate cel mai important lucru este de a aduce multe dintre instituțiile statului, inclusiv spitalele. Că eu mă gândesc, domnule, se află, de exemplu, despre bolile, nu știu, președintelui. Uite, tocmai a fost fostul președinte Băsescu, a fost în spital. Se află bolile lui. E o problemă, totuși, de securitate națională. Eu vă mai aștept în studioul cheia zilei, sau la România TV, cu drag, ca să vă... 10 secunde, vă rog. Săptămâna trecută, împreună cu Ministerul Sănătății, am deschis 100 de milioane de euro pentru sistemele informatice ale Direcției de Sănătate Publică și spitalelor din România, care vin automat cu o zonă de securitate cibernetică. Și ce trebuie să înțelegem toți? Că responsabilitatea este și administratorului acele rețele, împreună cu statul român și cu guvernul. Dar asta facem. Le explicăm oameni ce trebuie să facă. Aia este. Cum... Banul e ban? Nu o să vină de pe unii pe alții. Mă interesează soluțiile. Aia e. Banul e ban?
Pe mine mă interesează aplicarea. Eu vreau să văd că se face. După cum spuneam, vă aștept în studioul România TV. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la cheia zilei și vă doresc multă sănătate, să vă faceți bine. Suntem în perioadă de război, nu numai la noi, ci și în Israel. 131 de zile de război. După niște lovituri foarte puternice din partea Hezbollah, care se află în Liban, o altă grupare pro-iraniană, care a lovit orașe din Israel, Israelul a dezlănțuit un bombardament masiv asupra Libanului. Priviți imaginile. Flama va și le ade nu po. De hadde. Da vi hadde. Hadde 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 hadde. Da. Domnule Cociș, ceea ce spuneam apropo de securitate, noi vorbim de comasări, noi vorbim de tot felul de lucruri foarte importante pentru noi, adică, domnule, nu mai putem de cum vor fi alegi, cine bate pe cine, cine iese la... riscul pe care îl avem în momentul de față este extinderea războiului din Israel, care poate să includă, dacă Hezbollah intră în luptă directă cu Israelul, înseamnă că și Iranul în scurt timp va intra, ori asta va atrage Statele Unite și atunci toate discuțiile noastre despre comasări și despre stabilitate în perioadă de război vor zbura pe geam. Este un conflict puțin mai îndepărtat decât noi și nu implică neapărat un atac, o agresiune asupra NATO. NATO fiind o alianță defensivă și NATO trebuie să răspundă în cazul de atac asupra unui stat membru. Israelul nu este un stat membru NATO și nu cred că ne poate afecta în mod direct. Mai îngrijorat sunt eu de ceea ce se întâmplă lângă noi aici și de rezistența ucrainienilor. Dacă ucrainienii la un moment dat vor colapsa, vor ceda, atunci noi cu adevărat vom avea o problemă. Doar ca să vă dau un singur punct de interes pentru noi, dacă toate celelalte le ignorăm, cu toate că să știți că intrarea Statelor Unite într-un război este... Nu, mult mai simplu vă dau. Avem navigatori români, o grămadă. Majoritatea acestora sunt îmbarcați pe nave. Nave care circulă între Mediterană și Pacific, și Oceanul Indian. Pe unde? Până Marea Roșie. Adică pe acolo unde Houthi dau cu bombele. Există rută ocolitoare, deci mult mai costisitoare, este... într-adevăr. Da. Numai că acele rute nu sunt foarte, foarte folosite, da, și lumea în continuare este luată prizonie. Da. Facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vreau să vă arăt disperarea drogomanilor de la Pascu încoace, ăla care, dealerul lui care a furat în spital fiole, 10 fiole a unei substanțe care ce heroină, ce fentanil, dă 15.000 de ori mai puternic. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Avem un flagel în România care crește și nu reușește, se pare, nimeni să-i pună piciorul în prag. Și asta este drogangeala, drogurile. Dar nu ne mulțumim doar cu drogurile simple, acolo o țigară de marihuana sau... Nu. Droguri tari. Mergem până la fentanil. Fentanilul e o chestie care e mult mai tare decât heroina și decât cocaina. Ei bine, au ajuns să fure din spital. Nu-i prima oară, vă aduceți aminte că s-a mai întâmplat. Antonia Ispas are exact detaliile cu ce s-a furat și de unde. Bun găsit, Antonia, te ascultăm.
Bun găsit, doamnelor și domnilor. Este ancheta de amploare la Spitalul Județean din Brașov. După dispariția a 10 fiole de medicament, un medicament din categoria narcoticelor, o substanță atât de puternică încât este mai tare decât morfina de 100 de ori și mai puternică decât heroina de 50 de ori. Ei bine, această substanță, din informațiile pe care le avem până în acest moment, era ținută încuiată într-un seif. Puțini medici aveau cheia de la acel seif și cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, șefa de la terapie intensivă și-a dat seama că 10 fiole lipsesc. Nu s-a gândit că s-ar fi întâmplat ceva necurat, s-a gândit că poate un coleg medic a avut nevoie de aceste fiole și le-a folosit pentru a-și trata pacienții, însă recent un alt medic a umblat la acel seif, a constatat lipsa fiolelor cu medicament și acum s-a declanșat o anchetă. Asta pentru că nu oricine ar fi avut acces acolo. Din păcate, din informațiile pe care le avem, până în acest moment nu există nicio pistă în acest caz, când s-ar fi putut petrece în acest lucru, însă cert este că în luna octombrie anul trecut, 25 de fiole din același medicament, un medicament folosit la anestezii, dar și pentru a trata durerile puternice, au dispărut din spitalul din Pitești. Da, mulțumesc foarte mult, Antonia. Doamna deputat, este o nenorocire. Noi aici avem o problemă care afectează tot ce înseamnă tineret, tot ce înseamnă oameni tineri, de la școală și până ce facem, unde ajungem cu ei, care e soluția. Educație pe subiectul ăsta nu facem, prevenție nu facem. Au ajuns să fure din spital, păi ce să mai... În primul rând trebuie să... Eu cred că există, mă îndoiesc că nu există, niște reguli clare, cum sunt depozitate, ar trebui să existe niște camere de luat vederi, pe semnătură, fiecare completează ce a luat, cât a luat. Așa văd eu lucrurile. Nu știu cum e în realitate, dar așa ar trebui în mod normal. Iar restul, problema drogurilor, știți foarte bine, nicio țară n-a rezolvat-o, ar fi bine să... E clar că și în CSAT a fost introdusă această temă, există preocupare... S-a discutat despre cum să se întâmple în școli, că din educație începe totul. E o problemă, într-adevăr, complicată. Asta e din capitolul și ceilalți au spart geamul, adică e... și celelalte țări au problema nu asta. E realitatea, nu e atare... capitol. Nu e chiar eu așa. De acord că e realitatea, dar până la urmă eu văd că ar trebui să ne și preocupăm, domnule Cociș. Păi nu e chiar așa că nicio țară n-a rezolvat. Într-adevăr, problema consumului de droguri nu l-a rezolvat, dar felul în care luptă fiecare țară în parte este diferit. De exemplu, în portul Rotterdam, anul trecut, 130 de tone de cocaină au fost confiscate. În portul Constanța, 0 grame, în sensul că nu pot să cred că cineva crede că niciun gram de droguri n-a trecut prin portul Constanța. În portul Anverp, iarăși, tot în jur de 100 de tone de cocaină au fost confiscate. În portul Pireu, 70 de tone de cocaină. În portul Constanța, 0 grame. Ca și cum nu ar exista droguri în țara asta. Adică, ok, problema consumului de droguri este internațională, dar felul în care luptă fiecare stat să combată această problemă diferă. Vine poliția și spune, dacă și i-am avut în studio, i-am mai întrebat și îmi spun, domnule, n-avem bugete, n-avem oameni, oamenii muncesc ore suplimentare și sunt neplătiți, n-au normă de hrană, n-au pe aia, n-au pe aia. Prin portul Constanța erau și niște scanere care stau nefolosite, adică e o problemă mai amplă. Da, o problemă mai amplă, doamna Florea, care totuși, până la urmă, că ne place sau nu ne place, când ajungem la guvernare, preluăm și lucrurile astea mai neplăcute cu care trebuie să le facem față. Și când lucrurile astea explodează, ca să zic așa, e ca la leapșă. Ăla care e, ăla și ia leapșa. Sunteți acum la guvernare. Ce face puterea în momentul de față pentru a educa, de exemplu? Că de educație n-a vorbit nimeni niciodată. Este adevărat ce spuneți, dar să știți că ne preocupă. Ne preocupă pe noi pentru că suntem la guvernare, dar numai atât. Suntem cetățenii acestei țări, suntem părinți, suntem, e normal să ne preocupe. Și cum spuneam, cred că trebuie lucrat de la rădăcină, în primul rând de la educație. Și s-a tot discutat despre modalitatea în care există monitorizare în școli, licee, de la cum să se vorbească copiilor despre asta. Și chiar știu că săptămâna asta a avut loc în licee un fel de
nu știu dacă conferință, un psiholog, un polițist, un jurist, un etc. Au venit și au vorbit elevilor despre ce consecințe are consumul de droguri. E o picătură într-un ocean, dar se întâmplă lucruri. Da, să sperăm că facem ceva, pentru că, vă spun, este o problemă destul de reavă și dacă nu o abordăm, ea nu se oprește. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 19. Până atunci, România vine să dea raportul din nou Andrei Crețulescu. Bun găsit, Andreea. Ai din nou imagini exclusive. Am înțeles că sunt oribile imaginile. Oribile și din toate colțurile lumii. Veți vedea ce s-a întâmplat în România, în Filipine, în Statele Unite. A fost o zi neagră și de asemenea, domnilor și domnilor, venim cu dezvăluiri apropo de ce se pregătește în acest an electoral și nu doar la noi. Vedem ce se întâmplă în Statele Unite, acolo mare surpriză pentru Biden și Trump. Un procuror șef intervine, extrem de important semnalul, și de asemenea aici în România sunt mulți care vor să rupă această coaliție a stabilității. De ce? Pentru comasarea alegerilor. Care sunt jocurile din spate? Le explicăm în această seară. Și de asemenea vedem un semnal apropo de facturile dumneavoastră de la Consiliul Concurenței. În paralel, cei care distribuie energie electrică sau gaz vin cu oferte mai mari. Ce se pregătește? Aflați de la noi când vă arătăm și noua prognoză reactualizată, o alertă de iarnă foarte, foarte intensă vine peste România, dar și inundații în același timp, doamnelor și domnilor. Silviu Grigore va fi în direct cu noi și, de asemenea, avem o surpriză de la Ministerul Justiției pentru această zi roșie, să-i spunem așa, Saint Valentine's. Vedeți despre ce e vorba.